Sfântul Teodor Tiron, așa cum știm, este cel care a apărat creștinii de pângărirea păgânătății. Pentru că noi îl pomenim și în sâmbăta întâia din postul mare, numită și sâmbăta Sfântului Teodor, când a îndemnat, arătându-se în vedenie celor ce nu știau ce să facă, să nu se pângărească în post, că toate grânele și toate alimentele erau stropite cu sânge din jertfele idolești. Și atunci le-a spus să faceți colivă și aceasta să mâncați până când vor dispărea aceste alimente stropite cu sângele idolilor.